dacă acum câteva minute eram aici cu două fete frumoase, ia rămâi și cu doi flăcăi. E o mare mândrie pentru mine să fiu înconjurat de foștii mei elevi, care acum, iată, sunt membri în juriu, sunt chitariști profesioniști cu premii internaționale, cu concerte pe cele mai importante scene de concert ale țării și nu numai. În dreapta mea este Radu Vâlcu, în stânga mea este Bogdan Mihăilescu. Radu Vâlcu trece în anul 3 la masterat. Anul 2. În anul 2, pardon, la masterat, la Universitatea de Muzică din București. Iar Bogdan Mihăilescu este student la Paris, la Conservatorul Superior. Conservatorul Superior de Muzică și Dans din Paris. Cea mai importantă universitate de gen din Franța. Da. Da. Iată cum chitara pleacă din România către alte țări pentru a duce mai departe școala interpretativă românească și talentele plecate din acest festival. Radu Vâlcu a câștigat acum 2 ani marele premiu aici la Sinaia, la categoria maestri, iar Bogdan Mihăilescu acum 3 ani. 4. Acum 4 ani, da. Aduc aminte că erai, dădeai bacaloriatul, și erai naveta cu trenul, când da. La cursuri, când la casino, când la cursuri, când la examen. A fost o perioadă destul de agitată pentru tine, dar cu mult succes. Da, s-a terminat cu mult succes. Și iată, acum sunteți aici în juriu și pentru că, așa cum vorbeam și cu fetele, mai ieri erați pe scaunul acela unde astăzi sunt cei pe care voi evaluați. Și știți exact ce înseamnă emoția unui concurs și știți ce înseamnă bucuria asta extraordinară să vii la Sinaia și să cânți pe scenă și să îi vezi și pe ceilalți. Voi nu aveți niciun fel de partipri, nu aveți elevi în concurs, nu aveți probleme de genul ăsta, deci veți fi foarte obiectivi, n-am nicio îndoială. Și pentru că sunteți foarte aproape de momentul acela, veți ști foarte bine cât de nedrept este să faci o judecată strâmbă, o eroare de judecată pentru un copil. Și cât de traumatic poate fi lucrul acesta. Este o mare obligație pentru voi și eu sunt foarte, foarte bucuros. Avem aici un păstor cu experiență în persoana domnului profesor Dr. István Beke. Cum v-ați simțit acum, pentru că sunteți prima dată în juriul la Sinaia, nu? Care este atmosfera? Ce părere ai despre copii? Ce părere ai despre tot ce se întâmplă în festival, în această ediție? Eu, cel puțin, am aminte de cum a fost când eram și eu pe această scenă. Da. Nivelul foarte ridicat și echilibrat. Asta o să fie foarte greu pentru voi. Da, o să fie greu, dar o să judecăm corect. Da, și sunteți mai mulți. Da. Foarte bine. Astăzi vei cânta la Peleș, în Sala Regală de Muzică. Este o mare onoare. Iar în prima seară de recital ai cântat la Sala Cazinoului. Cum te-ai simțit? Nouă ne-a plăcut ce am văzut la concert. Cum te-ai simțit tu pe scena Cazinoului? Față de data trecută când ai fost în concurs. Da, este o mare diferență. Am fost mai relaxat și am putut să comunic un pic mai bine cu publicul față de momentul în care ai fost în concurs. Da. Da. Te simți în formă pentru diseară? Da. E în regulă, abia aștept să te văd. Bogdan, vei fi coleg de scenă cu Radu. Chiar dacă tu ești de la Paris, el e de la București, dar uite că din când în când vă mai întâlniți și redeveniți colegi, așa cum ați fost la Colegiul de Muzică George Enescu din București, împreună. Da. Cum găsești... Hai să o punem în felul următor. Fă o paralelă între copiii pe care îi cunoști la Paris și copiii pe care îi vezi aici, din România. Pentru sincer, mine foarte sincer. Foarte sincer... Diferența principală este că acolo copiii iau cumva mai în joacă treaba asta, da, până da. Ajung pe la 17-18 ani. Când
când încep să devină când serios. Când încep să devină serios și să studieze foarte mult, în schimb aici se vede că copiii sunt cumva mai sârguincioși și... Îi pornești mai de mici. Pornești mai de mici și au o seriozitate. Se vede că studiază constant și... Și treaba asta se vede în nivel, și de la primul sunet poți să-ți dai seama că ei chiar fac treaba asta cu o seriozitate mult mai mare. Grozav. Nu știu cum se întâmplă că la noi, asta constat și în alte domenii, când sunt mici sunt excepționali, când sunt mari nu mai sunt excepționali, rămân tot niște tinere speranțe. De pildă, un francez, un solist francez, cum ar fi Judica El Perroat, de pildă, sau Jeremy Jou sau alții, care probabil că pe la 12-13 ani abia cântau și ei ceva de Beatles sau mai știu eu ce, și iată acum cât de departe au ajuns. Credeți că asta se datorează unei școli anume sau unei aplecări și unei dorințe foarte mari De a răzbate și de a ajunge la un nivel foarte înalt? Cred că, în primul rând, pentru ei au fost... i-au ajutat foarte mult oportunitățile pe care le au tocmai după această vârstă de, nu știu, să zic, 19-20 de ani. Da, acolo statul se mai ocupă de ei și după 18 ani. Da. Sunt mult mai multe sponsorizări, ai mult mai multe ocazii să te faci afirmat și ai și o motivație în plus. Da, și plus că este o comunitate internațională foarte serioasă acolo. Judica El spunea că are 20 și ceva de studenți din 10 țări diferite. Din diferite colțuri ale lumii. Din diferite colțuri ale lumii, da. Nu știu, la București când se va întâmpla lucrul ăsta, dacă vreodată se va întâmpla lucrul ăsta, eu sper să se întâmple. Radu, care tu ești la București, mai ai puțin și o să fii și master în chitară. Cum e la conservatorul din București, la Universitatea de Muzică din București, ca masterant? Ce oportunități ai? Ce posibilități ai să te afirmi, să ieși, să cânti? Să subvenționeze eventual o deplasare în străinătate la un concurs important sau un curs în străinătate? Este o întrebare cam dificilă. Aproape retorică, nu? Bine, sunt ocazii, sunt festivaluri de muzică, se mai ocupă și universitatea de anumite, nu știu să zic, tot festivaluri. Da. Da, evenimente exact, pe care le organizează. Da, și mai sunt două, trei ocazii. Apropo de deschiderea pe care ar trebui să o aibă, nu? Orice școală serioasă către valorile europene. Da. Există în universitate? Vorbesc la acest nivel, de masterand, doctorand. Sigur, sunt și burse, mai oferă... Da. Sunt anumite fundații care, în parteneriat cu Universitatea, deschid anumite portițe. Da. Dar încă suntem foarte departe de ce se întâmplă în alte părți. Da. Bun. Ideea mea a fost ca Sinaia să fie o astfel de locație, un astfel de loc în care să existe gitara la cel mai înalt nivel, să existe deschiderea către lume, către școlile de tradiție din toată lumea, și să existe un loc în care să pot schimba burse, să pot oferi burse pentru cei mai meritoși tineri chitariști din România. Să sperăm că în curând vom ajunge și noi să ne lăudăm cu o școală internațională adevărată, pentru că iată acești copii care vin aici an de an și care cântă și care se pregătesc și care sunt serioși și care sunt peste nivelul altor copii din alte țări, merită pe deplin. Stau de vorbă cu profesorul dr. István Beke Ferenc, președintele jurului la categoriile destinate tinerilor chitariști și la rândul lui director la trei festivaluri foarte importante ale României. Și mă refer la cel de la Odorheiu Secuiesc, de unde este de fel István, la cel de la Târgu Mureș și la cel de la Cluj. Este o mare bucurie să te am lângă mine
dragă Beche, dragă coleg. Mulțumesc foarte mult. Și sunt foarte fericit că am reușit în România să ne unim forțele și să ducem mai departe lumea asta, familia asta a chitarei împreună. Am înțeles că deja ai început să formezi la Cluj o serie de chitariști și de studenți care cu siguranță în foarte apropiatul viitor se vor putea exprima pe scenă la un nivel foarte, foarte serios. Cum e viața chitaristică în Ardeal? Chitara în Ardeal, așa mă simt că în ultimele 5 ani s-a progresat enorm de mult. Probabil că asta rezultatul și festivalurilor ce organizăm, la care mă ajut tu, ne colaborăm și sper că am luat o cale, hai să zicem, foarte bună, ca să avem și niște tineri talentați în Ardeal. Ia spune-mi, dragă Ișvan, uite, am înțeles din discuțiile pe care le-am auzit între voi, membrii jurului, că anul acesta a fost un nivel foarte ridicat și că ați întâlnit câțiva copii foarte talentați. Nivelul chiar a fost foarte ridicat și au fost, nu numai că nivelul a fost foarte ridicat, au fost și foarte mulți. Că da. Și asta e foarte important. Dacă chiar că sunt tineri care sunt foarte interesanți după chitară, asta chiar un semnal foarte bun spre viitorul chitarei. Știu că tu faci eforturi mari pentru a găsi la Târgu Mureș și la Odorhei și la Cluj cele mai bune și cele mai frumoase săli de concert, la Târgu Mureș cel puțin, la sala, minunata sala filarmonică din Târgu Mureș, unde să susțin concertele festivalului tău. Și noi am reușit anul acesta să reînființăm o tradiție, aceea ca concertul de gală să se desfășoare în sala regală de muzică a Castelului Beleș. Urmează să vii, cred, pentru prima oară în acea sală în care a cântat Enescu, Lipati, Menuhin și așa mai departe. Și noi vom avea și noi șansa, iată, cu chitara să intrăm acolo unde au pășit aceste somități ale muzicii românești și internaționale. Chiar asta e un lucru foarte minunat și abia aștept concertul, că deja sunt entuziasm de treaba. Iar anul acesta vom face majoratul. Deci festivalul de la Sinaia va sărbători cea de-a 18-a ediție internațională și 31 de ani de existență. Cum ai zis și ieri, băiatul cel care a câștigat este mai tânăr decât festivalul. Nu se născuse la prima ediție. Da. Iar câștigătorul, într-adevăr, este la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București, la clasa profesorului Stan Zanfirescu, care la rândul lui a fost evoluat. Și iată cum se creează o familie, școală, iată cum se creează o școală adevărată, cum generații succesive, una după cealaltă, vin și se exprimă cu chitara. Deci eu am 60 de ani, Stan are 34 sau așa de ani, iar băiatul ăsta are 17 ani. Da. Între aceste vârste mai există încă și altele. Practic, în fiecare generație are un număr, aș zice eu, remarcabil de chitariști profesioniști, am putea să-i numim deja. Ce să mai vorbim de faptul că chiar toată lumea e plină de chitariști români. Da. Și în Germania, și în Franța, și în Statele Unite, și în Canada, și în Spania, și... Oriunde mă gândesc că acum 31 de ani, când am început festivalul ăsta, nu era nimic în România. Da. Mi-aduc aminte de faptul că a venit Valentin Farcaș de la Cluj atunci și el a luat primul întâi aici la Sinaia, iar eu am luat marele premiu și eram foarte curios să-l văd, auzisem de el și el auzise de mine. Noi auzisem așa, prin tradiție orală unul de celălalt, pentru că nu ne întâlnise niciodată chitariști între noi și atunci a fost prima dată când ne-am văzut toți din toată țara. Mai amintesc și eu când am fost în liceu. Abia așteptam ca să vin la Sinaia, pentru că era singurul eveniment din țară și important de chitară. De chitară. Da, da, da. Și era un loc de întâlnire, că nu numai că am văzut niște concerte și am participat la niște cursuri minunate, dar chiar că era unde puteam să ne vedem cu toți. Eu veneam din Odorhei, ceilalți din București, restul din
alte părți au... Iată că Sinaia te-a însuflețit, ți-a arătat un model și la rândul tău, pentru că te-ai molipsit cu microbul ăsta, la rândul tău ai creat încă câteva centre importante de chitară pentru România. Te felicit, îmi pare bine că ești președintele jurului aici, la Sinaia. Da, chiar m-am simțit foarte onorat că anul ăsta am primit postura asta de președinte. O meriți pentru că ești doctor în chitară, pentru că predai la Universitatea din Cluj, pentru că te ocupi de chitara românească cu toată energia și cu toată dragostea pe care le ai tu. Oricum, mulțumesc foarte mult și pentru invitație și pentru tot. Să fie bine! Mulțumesc! Să ne vedem și la anul!